Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit! Mă bucur că sunteți alături de mine și astăzi și vă mulțumesc pentru sutele de mesaje, de încurajare și comentarii pe care mi le lăsați. Astăzi vom descoperi împreună cine sunt evreii. Vom vedea care este istoria israeliților. Despre evrei se știe că au fost unul dintre cele mai vechi popoare din lume. Istoria lor a fost menționată detaliat atât în Biblie, cât și în istorisiri din afara Bibliei, lăsate nouă prin descoperirile arheologice care continuă până în ziua de azi. Istoria poporului evreu este cea mai lungă și în același timp cea mai frământată. Ea se desfășoară de-a lungul a 35 de secole. Găsim evrei în zeci de cetăți antice, cu mult înainte a erei creștine. Astăzi, ei sunt cetățeni a vreo 100 de țări din întreaga lume. Pentru a simplifica, distingem în istoria evreilor trei perioade. Perioada biblică, din secolul al XIII-lea înainte de Hristos până în secolul al IV-lea după Hristos. Diaspora și perioada contemporană, secolul al XIX-lea și secolul al XX-lea. Pentru a vedea istoria izraeliților, în Vechiul Testament se vorbește despre evrei. Tot ce trebuie să facem este să urmărim o serie cronologică bazată pe sursele istorice, după cum urmează. Cronologia începe cu Avram, unul dintre cele mai recunoscute caractere din istoria veche. Avram a înțeles că Dumnezeu va împlini promisiunea dată prin el și toate națiunile au văzut că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, culminând ca simbol cu sacrificiul fiului său, Isaac. Avram era originar din Ur, oraș în Mesopotamia, regiune care cuprinde Irakul de astăzi. El a trăit fără îndoială în epoca lui Hammurabi, întemeietorul primului imperiu al Babilonului. A cunoscut probabil strălucita civilizație sumeriană din această epocă. Povestea sa este relatată pe larg în Cartea Facerii. Avram și familia lui, supunându-se poruncii lui Dumnezeu, părăsesc cetatea Ur și se îndreaptă spre țara Canaanului. Aceasta este situată între cele două puteri care domină Orientul Mijlociu, Mesopotamia la nord și Egiptul la sud, atât prin răspândirea culturilor, cât și prin prosperitate. Descendenții săi, între care cei 12 fii ai lui Iacob, nepotul său, sunt constrânși de foamete să părăsească această țară și să se refugieze în Egipt, unde la început, datorită lui Iacob, trăiesc în prosperitate, apoi în robie. Dar Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram că îi va dezrobi într-o bună zi și îi va duce înapoi în Canaan. Moise a fost liderul evreilor, ajutându-i pe izraeliți să iasă din Egipt, apoi a instituit sărbătoarea Paștelui, urmează Exodul, adică ieșirea și în sfârșit sosirea lui Moise în Israel, locul în care cu sute de ani înainte, Avram dorea de fapt să se așeze. Evreii și-au menținut în Egipt identitatea și originalitatea. Noul faraon care domnește în Egipt ia împotriva lor o serie de măsuri represive și îi aduce într-o stare de cruntă robie. Moise, un evreu crescut la curtea faraonului, dă semnalul revoltei și îi convinge să părăsească țara. Ei traversează în mod miraculos Marea Roșie și pornesc prin deșertul Sinai. Dumnezeu îi se arată lui Moise pe muntele Horeb și în fața întregului popor adunat acolo, aproximativ 600.000 de suflete, rostește cele 10 porunci, pe care el însuși le scrie pe tablele legii. Timp de 40 de ani, evreii străbat deșertul sub conducerea lui Moise și a marelui preot Aaron, fratele său. Poporul se revoltă de mai multe ori împotriva acestei vieți rătăcitoare, dar de fiecare dată, rebelii sunt pedepsiți prin intervenția divină. Întreaga generație plecată din Egipt va muri în deșert.
După moartea lui Moise, evreii se angajează în luptă și intră în posesia pământului făgăduinței, Canaan, sub conducerea lui Iosua. Pentru mai multe sute de ani, evreii au trăit în această țară fără să fie avut un rege și nu aveau nici ca și capitală Ierusalimul. A fost o perioadă în care s-au perindat judecătorii în diferite orașe. Totul a fost însă schimbat în jurul anului 1000 înaintea erei noastre, mai ales cât timp a domnit David. Până la David, țara este împărțită între cele 12 triburi care poartă numele fiilor lui Iacob. Între ele nu domnește întotdeauna pacea și înțelegerea, iar conflictele sunt numeroase. Instituția regalității, patronată de profetul Samuel, aduce o oarecare unitate. Saul este primul rege al Israelului, urmat de David, care stabilește capitala la Ierusalim. După el, fiul său, Solomon, va construi primul templu evreiesc în Ierusalim, unde sunt depuse tablele legii moștenite de la Moise. După moartea lui Solomon, apar divergențele. Țara se scindează în două, la nord, regatul lui Israel, cu capitala Samaria, astăzi Napluz, iar la sud, regatul lui Iuda, cu capitala Ierusalim. Descendenții regilor davidieni au continuat să domnească încă 400 de ani, până în anul 600 înaintea erei noastre. Este perioada de glorie a Israelului și o vreme fără îndoială de binecuvântare promisă. Vorbim despre o perioadă măreață, cu o societate avansată din punct de vedere cultural și cu un templu al ei. Știm de asemenea că în Vechiul Testament se vorbește despre descendenții corupți care au stricat societatea și religia, închinându-se la idoli în loc să se închine lui Dumnezeu. Multe cărți din Vechiul Testament vorbesc despre această perioadă cu avertismentele și blestemele rostite prin Moise, în cazul în care evreii nu se schimbă. Ei bine, evreii nu au ascultat și au compromis religia lui Moise. Până la urmă, pe la anul 600 înaintea erei noastre, blestemul s-a realizat și marele rege Nabucodonosor al II-lea din Babilon a venit în Ierusalim și l-a cucerit, așa cum prezisese Moise. Mai exact, în anul 586 înainte de Hristos, regatul lui Iuda este cucerit de Nabucodonosor, regele Babilonului. Templul este distrus și locuitorii luați ostatici. Nabucodonosor a ars totul și a distrus, cum spuneam, templul pe care Solomon îl construise. Apoi i-a luat pe izraeliți și i-a exilat ca să construiască Imperiul Babilonian. Doar cei care erau foarte săraci au rămas pe loc, dar sub hegemonia Babilonului. În felul acesta se împlinește tot ce prezise Moise. În Babilonia, situația evreilor este relativ bună. Ei simt nevoia de coeziune, de a se constitui într-o comunitate, sinagoga, care înlocuiește templul și care devine centrul vieții evreiești. În anul 539 înainte de Hristos, Cirus pune stăpânire pe Babilon și întemeiază Imperiul Persan. Noul stăpân îi va trata pe evrei cu multă bunăvoință. El le îngăduie să se întoarcă la Ierusalim și să-și reclădească templul, al doilea templu din Ierusalim. Israelul devine o provincie din cadrul Imperiului Persan. Sub îndemnul lui Ezdra și al lui Neemia, ia amploare învățământul religios, se instituie o nouă liturghie, lectura publică a Torei. După ce a fost cucerită de Alexandru cel Mare, cunoscută și ca Alexandru Macedon, în 326 înainte de Hristos, Iudeea, care era o provincie a Imperiului Persan, devine provincie a Imperiului Grec sau Macedonean pentru alți 200 de ani. Cuceritorul le lasă evreilor libertățile tradiționale, ceea ce echivalează cu o autonomie în fapt. Ei profită de acest lucru pentru a aprofunda studiile sacre, inițiindu-se astfel diverse curente de gândire, deseori opuse. Saducenii
se recrutau îndeoseb din rândul marilor preoți și al persoanelor însemnate. Ei respingeau legea orală și nu acceptau decât legea scrisă. Esenienii practicau egalitatea socială. Ei duceau o viață monahală, practicau agricultura și artizanatul, iubirea de Dumnezeu și de oameni. Fariseii, își spuneau ei înșiși, perușim, separați, pentru că se demarcau de sectele precedente. Ei aparțineau clasei populare și acceptau atât legea scrisă cât și întreaga lege orală. Aceste tendințe diferite se înscriu în efervescența spirituală a acestei epoci. Dar, în paralel, clasa conducătoare, sensibilă la cultura helenistică, a adoptat treptat obiceiurile, limba și modul de comportare ale cuceritorilor greci. Aceștia au vrut să îi silească pe evrei să renunțe la specificul religios, ceea ce a produs revolta acestora. În anul 162 înainte de Hristos, în timpul hasmonenilor, a izbunit un război de eliberare și Iudeea și-a recăpătat independența. Imperiul grec este învins de Imperiul Roman, care foarte repede devine puterea cea mai mare. Astfel că izraeliții devin o provincie din cadrul acestui imperiu. Aceasta este perioada în care a trăit Isus. Și înțelegem că guvernatorul roman și soldații romani aveau putere, iar evreii au fost sub control pe toată perioada lui Isus. Cronologic, cucerirea romană a evreilor a cunoscut următoarele etape. În anul 63 după Hristos, Iudeea este ocupată de Pompei. Irod este numit guvernatorul Galilei, apoi regele Iudeii. El își impune cu o energie brutală puterea cu care îl învestise Roma. Spre sfârșitul colonizării romane, bântuie spiritul de revoltă. Răzvrătirile, mișcările populare sunt din ce în ce mai frecvente. În anul 66 după Hristos, izbucnește Marea Răscoală. Garnizoana romană este decimată. O armată expediată din Siria este învinsă de poporul evreu. În anul 70 după Hristos, Titus asediază Ierusalimul, îl preface în cenușă și distruge cel de-al doilea templu. Această catastrofă a cutremurat atât de mult spiritele, încât ea este comemorată și în zilele noastre, printr-o zi de post și doliu. Câteva puncte de rezistență au mai existat până în anul 73. Atunci a fost capturată ultima fortăreață, Masada. Sinuciderea colectivă a apărătorilor săi, care nu au vrut să cadă vii în mâinile romanilor, va face din Masada simbolul vitejiei militare și al onoarei. Astfel s-a încheiat primul război al evreilor, relatat pe larg de Flavius Iosefus. O nouă răscoală izbucnește în anul 132 și declanșează al doilea război al evreilor, la fel de nemilos și de catastrofal ca primul. El este condus de o căpetenie emblematică, Bar Corba, susținut de un vestit rabin, Rabbi Akiba. Bar Corba moare la Betar, ultimul bastion de rezistență, în 135. Pentru a defini răspândirea evreilor se folosesc în mod curent două cuvinte, unul ebraic, galut sau golah, iar celălalt grecesc, diaspora. În perioada persană, implantarea exilaților s-a limitat la două țări, Babilonia, unde au hotărât să se stabilească mulți exilați, și Egiptul, unde s-au refugiat numeroși evrei după distrugerea celui de-al doilea templu. Aceste două mișcări schițează deja cele două axe majore ale diasporei, pe de o parte Europa și Occidentul, pe de altă parte Asia și Orientul. Încă înainte de începutul erei creștine, numeroși autori își exprimă surprinderea față de extraordinara răspândire a evreilor, Imperiul Roman numărând 4 milioane, fără a socoti Palestina. Totalul poate fi estimat la 8 milioane de evrei. Numărul lor reprezintă aproape de 4 ori populația evreiască din Iudeea. Două aspecte majore marchează istoria acestei diaspore, care a păstrat intacte specificul și cultura sa. Unul pozitiv, aprofundarea gândirii evreiești, pe de o parte, celălalt negativ, tragic,
persecuțiile și expulzările, pe de altă parte. Istoria consemnează că în jurul anului 958, Bulan, regele cazarilor din Balcani, dorind să-și curețe regatul de idolatrie, a chemat trei soli străini, un creștin, un musulman și un evreu, ca să aleagă religia cea mai potrivită pentru poporul său. După ce a ascultat pe îndelete argumentele fiecăruia, el a optat în cele din urmă pentru religia lui Avram, religia evreiască, și toți supușii s-au convertit după el. În afară de această experiență ciudată și ieșită din comun, istoria evreilor din Europa, în Evul Mediu, este marcată de durere, suferințe și martiri. Iată o trecere în revistă a persecuțiilor din diverse țări. Spania. Evreii din Spania obțin cele mai înalte ranguri în perioada dominației musulmane. Epoca socotită în analele iudaismului spaniol, vârsta de aur a comunității. Maimonide, cel mai mare învățat evreu din secolul al XII-lea, își scrie în arabă opera filozofică fundamentală, Îndrumarul rătăciților, destinat evreilor care se îndepărtează de tradiția lor. În timpul vârstei de aur, ia naștere de asemenea misticismul evreiesc, Kabbala, și tratatul său principal, Zoharul. Dar în perioada recuceririi creștine de la începutul secolului al XI-lea, situația se înrăutățește. Considerând anormală prezența evreilor într-o țară creștină, biserica nu precupețește niciun efort pentru a-i converti. Aceste eforturi au culminat cu torturile Inchiziției. Decretul din 1492 îi obligă pe evrei să adopte credința creștină sau, în caz contrar, să părăsească țara. Timp de multe secole, viața evreiască nu s-a mai manifestat liber în Spania. Refugiații se răspândesc în comunitățile evreiești, în sudul Franței, în Africa de Nord, în Italia, în Sicilia, în Olanda și în Turcia, alcătuindu-se grupări proprii denumite sefarde, în ebraică spanioli. Franța și Germania. Încă din primul secol al erei creștine, câteva comunități evreiești s-au stabilit în Galia. În secolele 10 și 11, în Franța, ca și dincolo de Rin, înfloresc o cultură originală și o viață spirituală intensă. Acești evrei, denumiți aschenaze, în ebraică germani, tolerați, izolați în mediul lor, la periferia societății, în ghetouri, scapă influențelor exterioare. O legislație restrictivă le interzice orice funcție administrativă. Evreii sunt mai ales comercianți sau negustori ambulanți. Ei nu întrețin cu vecinii lor decât relații superficiale. Cultura pământului și numeroase meserii le sunt inaccesibile. Pentru că biserica interzicea creștinilor împrumutul cu dobândă, evreii au fost siliți să se ocupe de acest negoț, ceea ce li se va reproșa în mod violent și le va atrage crunte persecuții. Cruciadele au produs evreilor suferințe cumplite. Cruciații care porneau spre Țara Sfântă ca să o elibereze de sarazini au jefuit și au distrus comunități întregi. În 1348, când ciuma neagră face prăpăd, reducând o treime din populația Europei, evreii sunt acuzați că au otrăvit fântânile. Deseori sunt învinuiți de uciderea rituală a unor copii creștini. Asemenea calomnii servesc drept pretext unor masacre și persecuții religioase. Lituania. În secolul al XVII-lea, evreii din Lituania sunt prinși între două forțe rivale, guvernul polonez și cazacii, ale căror bande se năpustesc asupra populației evreiești cu o cruzime și o barbarie fără precedent. Mii de evrei sunt torturați, comunități întregi sunt exterminate, victimele se cifrează la zeci de mii. Disperarea și spaima apasă asupra populației evreiești. Rusia și pogromurile. În Rusia țaristă, evreii sunt persecutați, constrânși să locuiască în anumite zone, supuși unei legislații restrictive.
țarii măresc numărul decretelor care îi defavorizează. Preoții ațâță ura țăranilor împotriva evreilor. Această politică va culmina cu cumplitele pogromuri de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1881, cel mai ucigător a fost cel de la Kiev. În 1903, cele de la Chișinău și Odessa. Aceste manifestări de antisemitism îi descurajează chiar și pe cei care își puseseră toate speranțele în asimilare. Reacția evreilor tineri va fi să-i se alăture mișcării revoluționare sau grupărilor naționaliste evreiești, sau să emigreze, mai ales în Statele Unite. Alungați când dintr-o țară, când din alta, aflați la cheremul suveranilor momentului respectiv, evreii au dus o viață rătăcitoare și migratoare, întorcându-se deseori în țara de unde fuseseră alungați, cu o extraordinară perseverență. Timp de 6 secole, din secolul al XIII-lea până în secolul al XVIII-lea, a fost un șir neîntrerupt de expulzări, urmate de autorizații de întoarcere. Cu toate acestea, este sigur că niciodată nu a încetat să existe în Franța o prezență măcar sporadică a evreilor. Ideea emancipării evreilor se răspândește în secolul luminilor, în Prusia, Austria, apoi în Franța. Un strălucit filozof din Berlin, Moise Mendelssohn, și școala de umaniști evrei Maschilim din jurul lui dau exemplul și încearcă să-i convingă pe evrei să iasă din izolare, să studieze și științele profane și să frecventeze școlile laice și universitățile. În 1787, Mirabeau publică o lucrare intitulată Despre reforma politică a evreilor. Emanciparea este de fapt o consecință firească a Declarației Drepturilor Omului, care proclama libertatea religioasă. Susținută cu curaj de abatele Gregoire și de contele de Clermont-Tonnerre, emanciparea este votată de constituantă pe 28 septembrie 1791. Din acel moment, evreul devine cetățean cu drepturi depline. Pentru prima dată îi sunt deschise, fără discriminare, orice carieră și toate posturile înalte din administrație. În 1870, ministrul de justiție evreu Adolf Crémieux determină votarea unui decret care acordă naționalitate franceză evreilor din Algeria. Dar asta n-a însemnat că au dispărut prejudecățile antisemite, mai ales în cercurile dreptei conservatoare. Un exemplu este cazul Dreyfus, declanșat în 1894. Alfred Dreyfus, tânăr ofițer în statul major, este acuzat pe nedrept că ar fi predat Germaniei documente secrete. El este condamnat pentru înaltă trădare, degradat în public și trimis la Ocna, în insula diavolului, în Guyana. Emile Zola publica în L'Aurore celebrul articol Acuz, în care demasca această scandaloasă eroare judiciară. Opinia publică franceză este profund scindată între cei pro și cei contra Dreyfus. După numeroase peripeții, adevărul iese în cele din urmă la iveală și nevinovatul va fi reabilitat în 1905. În anii premergătorii celui de-al doilea război mondial, evreii sunt arestați, deportați la oaltă cu țiganii și închiși în lagăre de concentrare. Persecuția și pogromul evreilor a fost îngrozitor pe vremea lui Hitler, mai ales în cel de-al doilea război mondial, atunci când naziștii au vrut să extermine toți evreii din Europa. Culmea este că aproape au reușit prin crearea sistemului mecanizat de exterminare. Totuși, câțiva evrei au supraviețuit și au povestit ce au văzut și trăit. Unii mai sunt și azi în viață ca mărturie. Propaganda nazistă se răspândește în toate țările ocupate, între care și Franța. Guvernul de la Vichy adoptă în 1940 statutul evreilor, care îi exclude din toate funcțiile publice, din profesiunile liberale și din școli. Anticipând exigențele ocupantului, guvernul organizează arestări în masă. Copii, bătrâni și bolnavi sunt îngrămădiți în vagoane pentru vite,
care se îndreaptă spre lagărele de concentrare. Auschwitz, din Polonia, rămâne simbolul zecilor de lagăre ale morții, unde sunt gazați și arși. 700.000 de evrei, francezi de spiță veche sau refugiați din Europa de Est, sunt astfel exterminați, sub privirile indiferente ale unei părți a populației. În total, 6 până la 7 milioane de evrei din 15 milioane s-au prefăcut în scrum. Prin faptul că a fost organizat metodic și legal, acest genocid este cel mai grav pe care l-a cunoscut istoria. El este impropriu denumit Holocaust. De-a lungul secolelor de disperare, evreii nu și-au pierdut niciodată speranța de a se întoarce într-o bună zi în Palestina. De fapt, au existat întotdeauna evrei pe acest teritoriu, fără întrerupere. În secolul al XIX-lea, în urma pogromurilor, numeroși evrei ruși s-au stabilit în Palestina, unde au întemeiat colonii agricole. Astfel a luat ființă sionismul. În noiembrie 1947, Organizația Națiunilor Unite aprobă împărțirea Palestinei. Se vor crea două state suverane, un stat evreu și un stat palestinian. Chiar dacă arabii refuză împărțirea, în 1948, prin intermediul Națiunilor Unite, evreii reușesc să reconstituie statul Israel modern. Este remarcabil faptul că acolo unde se aflau, au rămas identificați ca evrei, după ce mii de ani au fost împrăștiați în alte țări. În felul acesta, așa cum a scris și a prezis Moise cu 3500 de ani în urmă, țara a fost refăcută, Israelul a renăscut. În 1939, în lume existau 16,5 milioane de evrei, în timp ce în anul 1900, numărul acestora era de 10,6 milioane, potrivit The Economist. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, naziștii au eliminat o treime dintre ei. Astăzi, în lume, sunt 13,5 milioane de evrei, dintre care 81% trăiesc în Israel și Statele Unite. Căderea URSS-ului a stârnit ultimul mare val de evrei care au plecat să se stabilească în Israel, la începutul anilor 90. În Europa, cea mai mare comunitate de evrei este în Franța, 483.500, urmată de Marea Britanie, 292.000, și Germania, 119.000 de evrei. Atât despre istoria evreilor, dragi prieteni. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept și data viitoare cu informații la fel de interesante. Și dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, puteți să o faceți apăsând pe clopoțel. Pe curând!